Salutare dragilor, bine ați venit la un nou episod Astăzi discutăm despre cum arată piața în data de 12 decembrie 2023 Mai este foarte puțin timp până la sfârșitul, sfârșitul acestui, acestui an Și ar trebui să ne gândim serios la cum vom închide acest an Dacă îl vom închide pe profit, dacă vom recupera, să zicem așa, ceva din, din pierderi având în vedere că am făcut săptămâna trecută, am înregistrat un all time high, am putea avea parte săptămâna aceasta de pullback-uri, cel puțin pullback-uri. Și atunci, dacă ne uităm pe 15 minute, ce aș vrea eu să văd înainte de a intra într-un trade, o mișcare agresivă să îmi ia lichiditate, Bineînțeles, după cum știți, dacă vă uitați la piață din această perspectivă, oamenii vor crede, mulți trader vor crede că continuăm, vom face un retest și continuation. Dar în momentul în care vedeți această candelă agresivă care sparge aceste haiuri, da, puteți să vă așteptați la alte candele agresive care vor modifica structura da? Deci vor modifica structura pe un timeframe mic, 3 minute să zicem și puteți uh, lua poziții de sell. În acest moment ora 10 dacă ar fi să ne raportăm la ce vedem pe grafic în acest moment am putea spune că am fi avut un mic setup aici și uh, bineînțeles target de 2 este suficient adică o rație de 2 mai mult decât suficient, nu aveți nevoie de rații mai mari NASDAQ dacă vă uitați în acest moment suntem foarte aproape de all time high la 1.6751 avem all time high-ul și din punctul meu de vedere în această săptămână vom reuși să, să facem un nou all time high pe NASDAQ Așadar, aș căuta tranzacții de buy. Cum intrăm în tranzacții de buy? Păi avem nevoie de can de la aceea cu impuls să curățăm niște lăuri, după care schimbare de structură, la fel, ar fi ideal să avem un impuls puternic, să vedem un imbalance, gen cum este aici. Luăm poziție de buy fără doar și poate, și targetăm o rație de 2. Aici, bineînțeles, vă puteți duce mai sus dacă vreți o rație mai, mai mare și aveți încredere în poziție. Bineînțeles, depinde și cum avem setat stop loss-ul. Dar în cazul acesta, dacă prețul ar face, ar face o mișcare de genul, am putea avea o rație chiar de 9,4 surprinzător până să ajungem la all-time high. V-am zis, eu cred că Nasdaq va ajunge și va face all time high săptămâna aceasta. Acum rămâne de văzut dacă am dreptate sau nu. Pentru că în investiții și în trading totul este posibil. De asta vă spun și vă repet, puneți accent maxim pe psihologie și, bineînțeles, puneți accent pe money management. Plan bine executat, money management și psihologia care trebuie să fie foarte, foarte bine pusă la punct. Haideți să mergem mai departe acum. Cred că am mai văzut o oportunitate pe US30, dacă nu mă înșel. La fel mă aștept să intrăm într-o poziție de buy. Văd că aveam un ordin de buy pus de ieri pe TradingView. Acum dacă vreți să intrați într-o poziție de buy, depinde unde vreți să vă fixați stop loss-ul, aș aștepta ca prețul să vină să lichideze aceste lăuri, după care bineînțeles să schimbe structura, așa cum am repetat și pentru NASDAQ, luați poziție de buy, targetul fiind puțin sub all-time high, ca să fiți mai siguri. Haideți să vedem acum piața cripto cum se prezintă. e gold Moneda favorită a românilor. Criptomoneda. Se află într-un punct foarte important, nivelul acesta de 69,68 dolari. Nu știu dacă a reușit să-l ciupească, cred că a reușit să-l ciupească. Dacă ne uităm cu atenție, a fost ciupit. Deci ne putem aștepta la un retracement sau putem continua mișcarea agresivă. Este de asemenea foarte important ce va face și BTC-ul mișcarea agresivă având un viitor target 87 de dolari. 87 de dolari ar fi un preț pe coin posibil până la sfârșitul acestui an 2023. Solana. Solana se prezintă foarte, foarte bine. Să revenim. Toate aceste swing high au fost lichidate de Solana și vom merge din punctul meu de vedere vom merge și vom ataca 95. Așadar ar fi posibil ca până la 1 ianuarie 2024 să atingem acest nivel, 95 de dolari aproximativ pe coin. Acum rămâne de văzut, bineînțeles, astăzi avem știre pe CPI pe dolar. Avem CPI Inflation Rate. Core inflation: știri foarte importante care vor influența mai mult sau mai puțin și piața cripto, implicit Bitcoin. Haideți să ne uităm pe gold. Aurul, din punctul meu de vedere, este berish și următoarele zone unde cred eu că prețul va ajunge este 1967 și bineînțeles să putem ataca și 1, 9, 2, 8. Rămâne de văzut dacă se va întâmpla asta, dar aici se vede clar cum și-au luat lichiditate, prețul și-a luat lichiditate fiind foarte mulți buyeri, probabil și cumpărători mai puțin informați, văzând oportunitatea aceasta, între ghilimele, faptul că goldul aurul face un nou all time high, un preț maxim istoric, ei s-au gândit, investim și noi în acest instrument care se apreciază și market makerii sau sellerii, sellerii care au acumulat gold de aici, de aici, au spus că vorbim de S-a vândut masiv și acum prețul a ajuns undeva pe la 1.986, picând de la 2.146. Asta s întâmpla chiar luni, 4 decembrie. Deci în urmă cu o săptămână am avut parte de all time high, după care am avut și respingerea în aceeași zi. Haideți să ajungem la BTC. Și cu BTC vom închide acest scurt episod de analiză a graficelor la sfârșit de an, 12 decembrie, ora 10. BTC-ul pare promițător și cred că va merge și el să atace acest următor nivel, 48.270. Este foarte important, așa cum v-am spus mai devreme, este foarte important rezultatul după aceste știri, după anunțarea CPI, inflation rate și așa mai departe, vom vedea cum va mișca prețul pe aceste aseturi și ca structură eu cred că vom putea ataca până la sfârșitul anului 48.270. Dar Asta nu înseamnă 100% că așa se va întâmpla, este doar părerea mea. Acestea nu sunt sfaturi financiare, este un clip strict informativ pentru voi, să vă faceți o idee, cum văd eu piața în momentul de față, este de asemenea un clip foarte important și pentru mine, să merg în spate, să văd exact cam cum am văzut piața în această săptămână. Dacă recapitulăm, clar, aș căuta short pe DAX, săptămâna aceasta caut short pe DAX. Dacă ar fi să caut longuri, aș merge pe Nasdaq, pentru că mai avem puțin și ajungem la all time high și bineînțeles pe Dow Jones US30. La fel, din punctul meu de vedere, săptămâna aceasta putem atinge all time high, un nou maxim istoric. Atât pentru astăzi, vă mulțumesc și ne vedem!